la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Luna martie este luna pentru viață. În luna martie se organizează multe manifestări în sprijinul vieții. Pe site-ul marșulpentruviață.ro scrie că marșul pentru viață și se organizează multe marșuri în multe localități, peste aproximativ 200-250 de localități din România și Republica Moldova. Marșuri ajunse la cea de-a 13-a ediție națională. Deci, toate acestea se organizează sub sloganul Viitorul este pro-viață. Marșurile pentru viață sunt dedicate prețuirii și ocrotirii vieții copiilor încă din momentul concepției, scrie pe site-ul marșulpentruviață.ro. Scopul acestuia este creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor nenăscuți și la necesitatea de a sprijini femeile care se confruntă cu greutăți în perioada sarcinii pentru ca ele să-și poată naște copiii cu încredere și în siguranță. Cum a fost organizat Marșul pentru Viață și unde a început, vă voi spune după ce îl urmărim pe primul invitat. Sâmbătă aceasta, 25 martie, am participat la Marșul pentru Viață de la Timișoara. Primul invitat, europarlamentarul Cristian Terheș, care a venit de la 400 de kilometri pentru a participa la Marșul de la Timișoara. L-am întrebat cu această ocazie de ce a venit tocmai de la Zalău până la Timișoara să participe la acest marș. Dincolo de faptul că este implicită manifestarea credinței, mă gândesc la zilele când a început Revoluția Anticomunistă din Timișoara și, dacă ne aducem aminte, principalul stindar la Revoluție a fost luptăm pentru libertate. Nu poți vorbi astăzi despre libertate, despre drepturi, dacă nu respect dreptul fundamental, inalienabil, care este de fapt rădăcina tuturor celorlalte drepturi, care este dreptul la viață. În drept se spune că o persoană care e moartă, e decedată, nu are nici dreptul pentru că nu are nici obligații. Prin urmare, dacă dorim cu adevărat o societate democratică, o societate în care drepturile fiecărei persoane să fie respectate, e imperativ să susținem, să apărăm, să promovăm dreptul la viață, care este un drept fundamental și implicit este un drept absolut. Sunteți o voce relativ destul de unică în Parlamentul European. De ce această luptă împotriva vieții? Și în Statele Unite deja se fac eforturi mari pentru legalizarea avortului până în ziua nașterii. În loc să-ți aduci copilul acasă cu bucurie de la maternitate, îl omori prin avort. De ce această luptă împotriva vieții și în Europa? Pentru că asistăm în momentul de față, trăind în această perioadă, spune, a relativismului postmodern. Vedem, dacă înainte persoana era considerat ceva absolut și implicit o serie de drepturi și libertăți fundamentale inalienabile erau considerate absolute, iar statul era relativ, adică statul avea anumite constrângeri. Vedem în momentul de față o schimbare de paradigmă, unde se vede și se gândește, se lucrează la un stat absolutist, la un stat absolut, și ajung drepturile și libertățile individuale, personale, să fie ceva relative. Cu alte cuvinte, statul vedem că își extinde puterea asupra omului tot mai mult, în timp ce drepturile și libertățile fundamentale ale omului, care sunt inerente faptului că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum gândim noi, cel puțin în tradiția iudeo-creștină, care este de fapt fundamentul, baza sistemului statal, cum îl cunoaștem noi astăzi și pe care îl tot aplaudăm și îl numim Occident. Nu? La asta asistăm astăzi și pentru a promova genul acesta de discurs este implicit, promovarea și acestui discurs și acestei culturi a morții. Rolul nostru ca și creștini, rolul nostru ca și aleși publici, sau ca, a spune, slujitor la altar, este să readucem în opinia publică importanța respectării dreptului fundamental, inalienabil, la viață a fiecărei persoane, de la momentul conceperii până la moartea naturală. Și ultima întrebare, mai există speranță după cum merg lucrurile? Aș răspunde cu un răspuns pe care Domnul Iisus l-a dat: totul este cu putință celui ce crede. Prin urmare, dacă ne considerăm creștini și credem în ele, este important să dăm și public mărturie despre Evanghelia asta și, în ultimul rând, despre adevărul său, care este un adevăr absolut și nu relativ. A fost europarlamentarul Cristian Terheș. Marșul pentru viață a început în anul 1974 în Statele Unite. De-a lungul timpului au avut loc marșuri pentru viață în majoritatea statelor din Europa și din America. Pe 20 ianuarie anul acesta, 2023, la Washington a avut loc cea de-a 50-a ediție a Marșului pentru Viață, la care au participat aproximativ 100.000 de adolescenți, tineri și adulți pro-viață. În discursul său, Lynn Fitch, cea care a câștigat anul trecut cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite a redat statelor americane dreptul de a avea propria legislație a avortului, a ținut să sublinieze că misiunea Marșului pentru Viață nu se încheie. Primul Marș pentru Viață a fost organizat în 22 ianuarie 1974.
După ce în 22 ianuarie 1973, Curtea Supremă a Statelor Unite a obligat toate statele care compun Statele Unite să legalizeze avorturi la cerere, prin decizia Roe vs. Wade. Iată că în anul 2022, la aproape 50 de ani de la acea decizie, s-a ajuns la o altă decizie, care anulează decizia Roe vs. Wade din 1973. Anul trecut, în 2022, tot Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit că nu există un drept la avort și atunci fiecare stat este liber să-și alcătuiască propria legislație în ceea ce privește avortul. Însă Lynn Fitch, cea care a câștigat acest proces, spunea: viața rămâne fragilă și respectarea demnității umane rămâne doar o aspirație. În noua epocă care se deschide, ne revine sarcina să păstrăm hotărârea și speranța care v-au făcut să ieșiți în stradă timp de 50 de ani. Folosiți libertatea pentru a face schimbări în bine, în favoarea femeilor și a copiilor, pentru a sprijini femeile când sunt însărcinate, când își întemeiază o familie, pentru a face mai accesibile serviciile de îngrijire a copilului. În continuare, un interviu realizat tot sâmbătă cu încă un participant la acest marș, pastorul Ticu Leontescu. S-a mai diminuat entuziasmul de la început, dar este, în ciuda faptului că cerul este acoperit de nori, soarele este dincolo și Dumnezeu este și aici și dincolo, este un marș bine motivat. Toți cei care vin la marș știu de ce vin și vor și sunt consecvenți. Deja într-o zi de aceasta, de final de martie, an de an, ei vin aici să pledeze în favoarea copiilor nenăscuți, împotriva avorturilor, altfel spus. Este un proiect de lege, da, de interzicere, într-un fel, a organizațiilor care militează pentru viață în România. Ce părere aveți? Inițiativa vine de la diavol. Întotdeauna n-a fost alta decât aceasta. Din Eden începând și în Egipt, atunci când Faraon, ca un dictator absolut, a interzis acest lucru, dar Hristos a arătat să distrugă lucrările diavolului și noi suntem ai lui Hristos, suntem pentru viață. Indiferent ce inițiative vor veni, atâta timp cât ni se va aproba și ni se va permite, vom ieși și în afara zidurilor bisericilor să strigăm că avortul este o crimă, încălcarea uneia din cele 10 porunci care ține de morala iudeo-creștină. Printre participanții la marș au fost și copii, un cor de copii care au cântat spre slava lui Dumnezeu și pe fondalul acestui cor de copii o să ascultăm încă o înregistrare de la marșul de sâmbătă a unui participant, opinia unui participant. Suntem aici să proclamăm adevărul lui Dumnezeu. El ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. El ne cunoaște din pântecele mamei noastre. El ne pregătește viața, El ne pregătește faptele bune în care trebuie să mergem, să umblăm, pe care trebuie să le facem și Lui îi datorăm totul. Noi, ca oameni, creatura lui Dumnezeu, nu avem dreptul să luăm viața, nu avem dreptul să facem aborturi, ci avem dreptul și libertatea să trăim după voia lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Suntem într-o criză de oameni, într-o criză de oameni care muncesc, oamenii se apropie de pensie, nu mai avem muncitori care să susțină eforturile lor de pensionare și în continuare vrem să omorâm copiii, vrem să omorâm forța de muncă ca să nu avem cine să ne poată conduce, să nu avem cine să aibă grijă de pensionarii noștri, de părinții noștri, cine să zâmbească, cine să vină cu gălăgia și bucuria unei vieți noi, o valoare importantă. O societate care nu își ocrotește copiii și nu se îngrijește de viitor nu va avea viitor, mai scrie pe site-ul marșulpentruviață.ro. Drept urmare, acest marș este un demers apolitic, neconfesional, nu militează pentru interzicerea avortului și nu susține nicio formă de ostracizare a femeilor. Viitorul pro-viață începe acum. A fi implicat în domeniul pro-viață este ca și cum ai fi implicat într-o misiune de salvare. Iar aceasta nu are loc peste o săptămână, o lună sau mai mulți ani. O misiune de salvare are loc acum. Există un sentiment de urgență asociat cu acest lucru, fiindcă pentru unii clepsidra vieții se scurge mai repede decât putem noi conștientiza. Într-un fel, este un război al comunicării. Pastorul Remus Runcan a avut o poziție pe această temă. Cu toate aceste metode de comunicare, noi încet, încet pierdem războiul.
Și nu că n-am avea valori, ci că uneori nu avem microfonul de la care să le spunem. Uneori presa nu ne dă microfonul și când îl dă, nu știm să ni le spunem într-un mod în care să fie auzite de către ceilalți. Fac un apel acum la creștinii autentici să se implice în educație. Acolo, în educație, trebuie să fie creștini autentici. Pentru că, în continuare, este propovăduit darwinismul în școli. În continuare, este propovăduit materialismul în școli. În continuare, cultura morții este promovată și merg oameni și fac educație sexuală. Dar ce fel de educație sexuală? Pentru că m-aș aștepta ca înainte ca această educație sexuală să fie predată în școală, să vedem și noi manualul după care se va face educația sexuală. Dar nu-l vedem, o să aflăm mai târziu ce va conține el. Mă uit pe statistici și văd următorul lucru. Că viața sexuală a tinerilor începe din ce în ce mai devreme. La Marșul pentru Viață de sâmbătă, de sâmbătă aceasta din Timișoara, am fost martor la o întâlnire interesantă, o întâlnire grozav de frumoasă. O mămică care în urmă cu 24 de ani a hotărât să renunțe la avort pentru că a fost consiliată de doamna doctor Cristina Valea, s-a întâlnit acum la marș cu doamna doctor Cristina Valea și îi povestea despre fetița ei, care acum are 24 de ani și este studentă la facultate și care altfel ar fi fost avortată. Am înregistrat discuția dintre cele două. Doamna doctor a fost alături de noi, de mine, într-o situație de criză. Patricia e 24 de ani, studentă la UVT Master, traducere engleză și mă bucur. Ați vrut să... Da, mulțumim mult. Felicitări că ați ținut-o în asemenea da. Situație. Ați vrut să o avortați? Da. Da. Și doamna doctor mi-a fost trup și suflet alături. Ne bucurăm. De ce ați vrut să o avortați atunci? Care era motivul? N-ați avut bani? Nu doreați? Eram după un divorț. Nu aveam bani. Aveam o situație. Eram după un divorț. Cunoscusem pe cineva, nu eram recăsătorită. Este o istorie lungă, 25 de ani se împlinesc în acest an, de când am început consilierea în cadrul spitalului, ceea ce facem și în prezent. Ideea este că decizia de a păstra sarcina aparține femeii. Noi vorbim cu pacientele care vor să întrerupă sarcina, dar decizia le aparține. Care sunt cele mai multe cauze, cele mai des invocate cele cauze? Cele mai dese sunt cauzele materiale. Din păcate, cauzele materiale, lipsa unui serviciu, a unei locuințe, bani pentru a crește încă un copil față de numărul pe care ele îl au deja, 1-2, mai puțin au 3 copii. Cele mai multe au 1 sau 2 copii sau chiar niciunul. Și probabil că societatea nu este într-o fază foarte bună de a accepta natalitatea într-un mod pozitiv. Probabil sunt văzuți ca o povară, încă. Probabil sunt și cazuri care nu v-au ascultat și au făcut până la urmă avort. Le-ați mai întâlnit? Ce au zis după aceea? Decizia este a lor, am rămas în relații foarte bune, dacă au mai rămas însărcinate, au știut unde să vină să ne caute, dar eu respect fiecare pacientă cu care vorbesc și las decizia în mâna ei, deci practic cele care s-au răzgândit au făcut acest pas din proprie convingere final, dar faptul că noi le ajutăm, le susținem, a contat. Marșul din Timișoara a început la Biserica Greco-Catolică de lângă Piața Bălcescu, a continuat la Catedrala Mitropolitană și apoi pe străzile orașului și s-a finalizat la prefectură. La Catedrala Mitropolitană au vorbit mai mulți slujitori ai bisericii, în continuare părintele consilier Nechifor și preotul Marius Ioana de la Biserica Studenților din Timișoara. Dacă viața în Hristos nu este valorificată, nici viața intrauterină nu are nicio valoare pentru omul contemporan. Reprezintă o celulă fără suflet, pentru că omul contemporan este învățat să creadă că el nu are suflet, nu are o conștiință, ci este doar materie, memorie și memorie celulară. De unde și alte ideologii, cum este transumanismul, și potriva căruia chiar știința și filozofia alături de ideologie de multe ori și-au manifestat reproșul față de ideologia aceasta recentă. Iubiți părinți și frați slujitori, sunt copleșit de orice cuvânt pe care va trebui să-l rostesc. Pentru că astăzi, împreună cu noi, trebuia să avem
tineri de 33 de ani, tineri care nu sunt astăzi împreună cu noi. Aș dori, frățiile voastre, să înălțăm rugăciune spre Dumnezeu. Cu suspine negrăite, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că unii frați și tineri nu sunt aici împreună cu noi. Ne dorim ca acest oraș să fie nu numai o capitală a culturii europene, ci și o capitală a vieții, o capitală a speranței, o capitală a rugăciunii, o capitală în care să ridicăm ochii spre cer și să ne rugăm pentru viață, pentru viitor, pentru speranță. Este datoria noastră a celor credincioși, a tuturor credincioșilor, să ne rugăm ca Dumnezeu să se pogoare în mijlocul nostru. Dumnezeu să umble pe străzile orașului nostru. Da, Dumnezeu să asculte această rugăciune și să umble pe străzile orașelor și satelor și comunelor și să umble în țara noastră România, să o binecuvânteze și să oprească acest blestem al avorturilor. Cum vă spuneam, am realizat un material de la Marșul pentru Viață, sau acest marș s-a desfășurat în aproximativ 250 de localități, orașe și comune din România și Republica Moldova, însă l-am realizat la Timișoara. Timișoara este și capitală culturală europeană pentru anul 2023. La final, preotul Ioan Chișărău de la Biserica Greco-Catolică din Timișoara și de la Asociația Darul Vieții, care militează pentru susținerea femeilor aflate în criza unei sarcini, așadar pentru viață. Da, un ochi plin și cu un ochi plin. Un ochi râd pentru că ne mulțumesc fraților din toate confesiunile creștine că sunt aici. Pe de altă parte, care sunt prezent, pe de altă parte cu un alt ochi plin pentru că mă gândesc că ar fi trebuit să fie mult mai mulți creștini acum în prezența aici la acest marș. Și atunci aici este marea durere a mea și a celorlalți organizatori că creștinii încă nu înțeleg și chiar creștinii, a spus un vorbitor, că știe mulți creștini foarte buni și foarte, mă rog, care urmează pe Hristos și totuși nu participă. Eu asta nu înțeleg, acest lucru nu înțeleg. Dacă îl iubim pe Hristos, dacă iubim viața, nu eu care am spus în calea adevărul și viața, atunci de ce nu dăm mărturie? De fapt asta, ce facem noi aici, e o mărturie, frați creștini. E o mărturie puternică, extraordinară, în fața celor puternici ai momentului, să spunem așa, care știm foarte bine de partea cui sunt, că noi suntem de partea lui Hristos și a legii lui Dumnezeu. Legea sfântă, să nu ucizi. Legea aceasta sfântă care este călcată în picioare. Și mai mult decât atât, această zdrobire adevărului care se face la nivelul acesta atât de înalt, de la ONU și până la șefii de state și până la ONG-urile acestea care militează cu bani mulți pentru zdrobirea adevărului și în special pentru nimicirea celor mai celor mai fragili, celor mai nevinovați, cele mai nevinovate ființe de pe planetă care sunt copilași și nenăscuți. Poetul și profesorul Ioan Alexandru spunea: o femeie care avortează rămâne veșnic grea, adică rămâne însărcinată pentru totdeauna cu acel copilaș. Profesor dr. Anca Munteanu spunea: ceea ce poartă o femeie în pântec nu este o aglomerare amorfă de celule, ci este un sâmbure de viață, căruia îi datorăm protecție și respect. Iar o femeie care a renunțat la avort spunea: medicul mi-a spus, ce vrei, să-i scot ochii când îl avortez?
Cu mai mulți ani în urmă am realizat un documentar despre avort și în timp ce mă uitam peste acest documentar, am fost șocat să constat că majoritatea femeilor intervievate, fără să se cunoască între ele, foloseau expresia a fost cumplit pentru a descrie avortul. Am căutat în dicționar înțelesul termenului cumplit și uimirea mea a atins maximul când am citit explicația. Cumplit este groaznic, teribil, crud, nemilos, feroce. Din latină cumpli, a ucide. Fantastic! Toate aceste femei au folosit un termen care descria atât de exact situația fătului ucis și sentimentele lor. Cu alte cuvinte, cineva a fost groaznic, teribil, crud, nemilos, feroce cu altcineva. Cineva a ucis pe altcineva. Când spun feroce, mă gândesc la un animal de pradă care rupe cu dinții, care smulge bucăți din trupul victimei neputincioase. Asta se întâmplă la avort. Bucuria mea cea mare ar fi ca peste ani, poate un simplu om sau de ce nu, eu știu, președintele României să spună: eu sunt un om dedicat lui Dumnezeu cu toată inima. M-am născut pentru că mama mea a ascultat un documentar la radio sau a participat la Marșul pentru Viață și a decis să nu mai meargă la spital să facă avort, adică să nu mă mai ucidă. Sau medicul la care era programată pentru avort să îi spună că refuză să mai efectueze aceste crime, avorturile. Iar în pântecul mamei eram eu. Mi-aș dori să aud o asemenea mărturie. Da, Dumnezeu să binecuvânteze România, să-i binecuvânteze pe toți românii și pe toate româncele, cu viață, cu dragoste, cu iubire, cu pace, cu sănătate. Și toate aceste lucruri nu pentru binele nostru efemer, ci pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Ați urmărit un material de la Marșul pentru Viață, anul 2023, din Timișoara, dar acest marș, cum spuneam, a avut loc în peste 250 de localități din România și Republica Moldova. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.